Numele meu este Alexandru Călin, sunt din București, am 59 de ani, sunt militar de carieră, actualmente fac parte dintr-o asociație a militarilor veterani cu dizabilități. Toate acestea transportul îl fac pro bono, doar pentru militarii care sunt cu dizabilități, pentru că sunt foarte mulți dintre ei noștri care au nevoie de acest sprijin, acest ajutor. De-abia aștept să mă confrunt cu lei. Eu zic că o să fie bine. Datoria mea e să încerc. A luptat în cele mai primejdioase teatre de operațiuni. A fost rănit și a supraviețuit. Știe mai bine decât oricine că ambulanța face diferența dintre viață și moarte. Bună seara, leilor! Bună seara! Bună seara! Pentru care dintre noi ați venit? Pentru toți? Ah, ok. Numele meu este Alexandru Călin și sunt patronul unei firme de ambulanță privată din București, cu dispecerat în orașul Popești-Leordeni, și am venit la dumneavoastră pentru un parteneriat cu 20% din firma mea pentru o sumă de 50.000 de euro. Această sumă îmi este necesară pentru achiziționarea a încă două ambulanțe, pentru transportul persoanelor nedeplasabile, pentru transportul persoanelor care necesită dializă și pentru transportul persoanelor internațional din străinătate în România și din România la clinici de stat din Turcia, Germania și Austria. Gata! Haide! Unde mergem? Avem de luat un pacient cu fractură de maleolă la Spitalul Foișor. Sunt asistent medical de 25 de ani. Am lucrat în Ministerul Apărării Naționale, apoi m-am transferat la Ministerul de Interne. Ulterior, am plecat în teatrele de operații. 2, 3, 5. Gata? Am fost în Somalia, în Bosnia și Herțegovina, Irak și Afganistan. Acum tot timpul ești în pericol. Nu știi pe ce calci, nu știi pe... și o piatră care calci pe ea, trebuie să fii atent. Această medalie ISAF o primesc cei care au fost și răniți în teatrele de operație. Și eu, la fel, am fost rănit, am fost într-o ambuscadă. Practic, glonțul a trecut prin numărul unui coleg al meu și a ricoșat din numărul lui în piciorul meu, stâng. Operat în Germania, la Ramstein, a dus la noi în România, m-am reabilitat, după care am plecat din nou. Domnul Alexandru, aș vrea să-i rog pe colegii mei pentru veteranii de război un rând de aplauze. Și mulțumim foarte mult pentru tot ce ați făcut. Vă mulțumesc foarte mult. Bun. Câte ambulanțe aveți? Am o singură ambulanță pe care mi-am achiziționat-o din Franța, din banii proprii. Câți angajați aveți dumneavoastră? Nu am angajați, am un singur angajat, un singur ambulanțier am. Restul am 12 voluntari, asistente medicale, pe care le-am pe contract de voluntariat și vin de drag să mă ajute. Cine sunt clienții dumneavoastră? Am un parteneriat, un agreement, așa făcut cu mai multe clinici din București. Nu aveți un contract cu Casa Națională de Asigurări? Nu, nu. Dar am o oportunitate, dacă aș achiziționa încă două ambulanțe pe care să le autorizez, da, să particip la o licitație pentru cei cu dializă. Transport pacienți dializă. Aici este o cerere foarte mare și aici se ține de licitație. Deci trebuie să vă spun că tatăl meu în ultimii 10 ani de zile din viață a făcut dializă și mă uit cu admirație la toți cei care fac transport. Mi-amintesc că atunci când a nins foarte puternic, stăteam, locuiam în afara Bucureștiului, chiar am fost sunați de echipe de intervenție ca să vină să-l ia pe tata, să-l transporte este la spital. Este o muncă foarte... precisă foarte... și exactă. Deci este un program fix. Sunteți în fața a 5 lei.
Da? Pregătiți nu să vă devoreze, ci să vă ajute. Da. Și l-aș lăsa pe domnul Varga Enaiati să fie ultimul dintre noi, da, pentru că are cea mai bună expertiză în domeniu. Da. Aș începe cu Mircea. Dacă vreți să ne spuneți dumneavoastră și un pic de partea de business, ca să rămânem un pic la, de business, la imperiu. L-am început în 2020. Ca cifre, pot să vă zic, de când am început, ca cifre de așa, am avut undeva la vreo 40.000 de euro. Domnul Alexandru, faceți o treabă nemaipomenită și înțeleg foarte bine cât de mare este răspunderea și cât de important este să ajungeți la un pacient la timp. Povestea și propunerea dumneavoastră mi-a amintit de o întâmplare pe care am trăit-o atunci când am mutat copilul meu din spitalul Polizu în spitalul universitar. Și deși a trebuit să străbați 2 km jumate sau 3 km cu ambulanța, mi s-a părut cel mai lung drum din viața mea. Și înțeleg foarte bine că aveți o răspundere enormă. Enormă, este o răspundere foarte mare. O înțeleg că e pe umerii dumneavoastră și nu știu cum faceți cu celelalte mașini să reușiți să găsiți oameni la fel de implicați ca dumneavoastră să puteți coordona și celelalte mașini. Toată afacerea este construită pe o platformă, un site pe care l-am făcut, optimizat SEO și o platformă Google Ads. Incredibil. Didn't see it coming. Pe acea platformă Google Ads mă fac cunoscut cu plăți manuale. Pe fiecare zi mi-am fixat un buget în funcție de cât e, pe număr de clicuri. Bugetul este undeva la 300 de lei pe zi. Dumneavoastră ați stabilit, faceți singur asta? Singur sau? Îmi fac totul ăsta, așa, pe un click, pe 12 lei clicul. Ca să pot să apar și eu, când, în momentul când cineva caută ambulanță privată sau transport privat ambulanță, să fiu și eu printre primii, primul, al doilea, al treilea. Așa vă găsiți clienții. Așa mă găsesc clienții. Ceea ce faceți dumneavoastră și curajul pe care îl aveți, meritați tot respectul nostru și toată stima. Nici măcar n-aș vrea să intru în cifre. Pentru mine sunteți un om deosebit. Lăsați-mă să vă strâng mâna. Vă tot respectul. Vă mulțumesc. Tot respectul. Să trăiți. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc tare mult. Călin, de 6 luni încerc să pun bazele unui sistem la domiciliu care să include și transportul cu ambulanță. Nu am găsit omul potrivit, să fiu sincer, și tot mă gândesc la chestia asta că ar putea să iasă ceva. Eu vreau să încep, am zis, ca și o afacere, lucrul acesta. Da. De aceea, nu pot să-ți fac eu o ofertă într-o afacere care vreau să încep eu. Dar îți promit să stăm de vorbă, da, și să vedem dacă putem începe împreună, într-un parteneriat, dar în propunerea ta cu să iau din firma existentă ăla 20%, mă retrag cu speranța să ne întâlnim imediat după aceea să vorbim. Ok. Da? Ok. Mă bucur. Cristina? Domnul Călin. Da. Cred că de la Varga ați primit cea mai bună propunere. Însă, dacă nu reușiți să intrați într-un sistem, puteți veni la mine și vă ajut să mai cumpărați o ambulanță. Vă mulțumesc mult. Așadar, nu investesc. Dar cred că împreună și faptul că ați venit aici, ați tras un semnal de alarmă, e lăudabil și vă mulțumesc. Vă mulțumesc, mulțumesc Cristina. Domnul Alexandru, să-l auzim și pe Răzvan. Propunerea mea, dacă putem să facem ceva noi toți de aici din platou... Dacă facem cu toții, sunt de acord. Adică Varga propune ca fiecare dintre lei 10.000. Să pune 10.000. În așa fel încât... Exact, asta era propunerea mea. Tot mi se pare strict necesar ajutorului Varga. Exact. Altfel o să fim o gașcă de 6 oameni cu 3 ambulanțe. Exact. Ajut, îl ajut, n-am nicio problemă. Da?
Dacă toată lumea e de acord. Da, absolut, absolut, da? Absolut, absolut. Numai să nu vă pierdeți, mulțumim dumneavoastră. Succes! Și vă mulțumesc mult, să trăiți! Mulțumim noi! E, nu-i rău, nu e rău să știi ideea asta. Nu.